toate persoanele decedate erau în principiu în vârstă. Nu pot să vă zic exact vârsta, da, pentru că nu am voie, da, din cauza GDPR-ului, dar în principiu erau persoane apropiate de vârsta a treia, majoritatea lor. Victimele au fost găsite decedate, au fost găsite în pat, în terapie intensivă sau? Majoritatea lor au fost găsite în pat, în terapie intensivă. De acolo au fost extrase de către pompieri și de către personal medical, medici, asistente, infirmiere. Spuneți majoritatea, înseamnă că mai sunt și din alte locuri găsite? Pentru că au fost câteva zvonuri. Verificăm absolut toate informațiile pe care le avem. Da? Avem câteva informații că una sau două persoane încercau să fugă în zona liftului și că de acolo au fost recuperate. Numai că verificăm, da, fiecare informație. La acest moment, din cauza că a fost intervenție destul de greoaie, pompierii n-au mai așteptat să ne ofere. Da? Au fost foarte mulți pompieri, au fost foarte multe ambulanțe, a fost foarte mult personal medical care a încercat să își ofere concursul și de aceea încă nu am putut, da, să audiem chiar toate persoanele, nu avem toate informațiile ca să putem să stabilim exact traseul fiecarei victime, unde era fiecare victimă, de unde a fost aceasta ridicată și cum a fost scoasă în afara spitalului. Domnule Popor, având în vedere că flăcările au fost destul de puternice, considerați la acest moment că probele pe care ați reușit să le strângeți până la acest moment nici nu am reușit să strângem suficiente probe pentru că, ce v-am spus, cercetarea este într-o continuă desfășurare. Îi așteptăm și pe specialiștii la INSEMEX care să vină să ne ajute, da, să recoltăm, să prelevăm și alte categorii de mijloace de probe la fața locului ca să poată fi supuse aceste probe unor examene științifice și care să ne ofere informații în legătură cu sursa producerii incendiului, cauza probabilă a producerii incendiului. Chiar dacă sunt dispuse obiectele, există suficiente metode științifice ca să putem să le exploatăm criminalistic. Ați reușit să audiați pe cineva până în momentul de față? Da, s-au făcut audieri, nu pot să vă dau date sau nume de persoane, dar au fost făcute câteva audieri ca să încercăm să ne dăm seama de unde a pornit incendiul, cine a participat la salvarea victimelor, da? Cine a putut percepe cel mai bine locul de unde a pornit acesta. Însă toate aceste informații la acest moment, da, sunt evaluate și încercăm să le coroborăm ca să putem să aflăm cât mai bine și cât mai repede adevărul. Care sunt infracțiunile pentru care se fac cercetări? Se fac cercetări pentru să ieșa infracțiunea de ucidere din culpă, bătrâmare corporală din culpă și distrugere calificată.